reușit lângă Tour Eiffel, a demonstrat că nu degeaba este poreclit Angel Di Maggio. Vreau să muncesc pentru că să dau tot cea mai bună în mine. Încerc mereu să-mi ajută voi cu mine și vă totul pentru ei. Es obvio que cuando el equipo está bien, echipa m-a ajutat să ajung la un asemenea nivel. Confianța, echipa merge bine, lucrurile merg excelent din punct de vedere individual. Este mai multă încredere. A contat foarte mult și încrederea pe care mi-a acordat-o antrenorul. Așa cum am văzut, Di Maria a avut un total de 14 asisturi. Pentru a doua oară a ieșit fotbalistul cu cele mai multe pase decisive. Un joc de 5 ani în Franța. Multă lume nu înțelege, dar eu sunt foarte fericit atunci când ofer o pasă, la fel ca atunci când marchez. E același lucru pentru mine. Sunt foarte fericit să am asemenea coechipieri. Entonces, me gusta mucho más, es mucho más lindo para mí. Now look at the space for Di Maria. Trouble here for Marseille as Mbappe charges through the middle again. And it's in, 4-0. Di Maria with another assist. Pases, intenta hacer lo mejor para que le llegue bien. Mai ușor când joci alături cu fotbaliști precum Kylian, Neymar, Mauro Icardi, Cavani, Pablo Sarabia, pentru că dacă dau o pasă mai slabă, ei tot găsesc finalizarea perfectă. Și 8 goluri, are un total de 47 de reușite în campionatul Franței. De 4 ori campion în hexagon, Di Maria este ca acasă la Paris. PSG e un club foarte important pentru mine. Cei de aici m-au primit cu brațele deschise atunci când traversam o perioadă delicată la Manchester. Di Maria running at Sakai. Di Maria's done well. The cross for Icardi. Save. The second time it's in. Am venit aici foarte multă ambiție, hotărât să reușesc. Și ușor-ușor am demonstrat că sunt capabil să o ajut pe Paris Saint-Germain să-și îndeplinească obiectivele. Totdeauna dau totul pentru ca echipa mea să fie câștigătoare. Neymar
doar Mbappé și Icardi au ținut primele pagini ale ziarelor, dar ar fi avut ei un succes fără sprijinul maestrului creator Angel Di Maria. Este nou.